Aici îți mărturisesc că e vorba de un moment de inspirație deosebit. Cumva. Da, un factor comun pe doi. Am nu prea știu unde. Are și eu un doi, dar nu te avantajează că te luăm în corp. Rămân tot câte doi înmulțiți, nu? Rămân. Da. Că aici e da 2, 2, 2, 6. Dar dacă am, putem să grupăm asta în două, adică punem... Cum anume să propui tu? 1 plus 2 plus 3, 4 plus 5 o sumă și una... Da, da, ea, fiecare e legat de 3 din celălalt produs, nu poți să... 1 plus 3 plus 100 mulțit. Deci tu te gândești dacă ar putea să fie așa. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 100. Da. Și mulțită probabil ai tu de gând. Da. Cu 1, cu 2, plus 3 plus 101. Dar vezi tu că la mulțit nu e ăsta și cu ăsta atâta și cu 2, cu 3 și nu știu ce. Trebuie să iei pe 1 cu toți, pe 2 cu toți ăștia, cu 3 cu toți ăștia. Deci nu se poate face povestea asta. Noi ne luăm un exemplu și vezi că nu este corect. Deci este o greșeală. Atunci este un moment de inspirație fantastic. Ei sunt aici doi termeni, da? Înmulțim cu o cifră care se înseamnă cu unul mai mult decât termeni sunt în produs. E în produs câte doi. Înmulțim cu trei. Trei magice. Cifra, trei magice. Puteți să faceți treiul ăsta magic. Da? Treiul ăsta magic, ce face? Deci am zis înmulțim cu trei. Cifră magică. Și vine trei ies. Se dau cu unor. Doi, ori, trei. Trei magică, scriu. Da. Trei. Plus. Doi ori trei. Iar ori trei aceea. Plus trei ori patru ori trei. Ori trei. Iar ori trei. Plus. Plus punctul cu puncte. Plus. Egal. Deci, egal cu. Pe trei ori, cum se scrie eu? Ca trei. Ca fiind. Doi. Nu, o las așa aici. Aici nu mă duc la. Dar pe trei ori ăsta de aici, îl pot scrie ca fiind patru. 4 minus cât se facă 3? Minus 1. 1. Deci pe ăsta de aici, magic, îl scriu ca fiind 4 minus 1. Pe 3-ul ăsta de aici, îl voi scrie ca fiind, după 4, cine a urmat? 5. 5 minus cât se facă 3? 2. 5 minus 2. Pe 3-ul ăsta magic de aici, îl să scriu ca fiind, 102 minus 100. Minus 99. 99. Da. Deci 102. Adică imediat următorul cu ăsta. Minus 199. Și acum scriu și eu că 3 S, 3 S este egal cu... Da. Nu 102 minus 199 minus 99. Minus 99, ai dreptate. Uite, în Ștefania, din nou, sunt încântat de intervenția ta. Atenție multe. Deci tot timpul, de-aia și tu cu ochii tăi prezent aici și spui, nu așa ceva. 3 iese egal cu 1 ori 2 ori 3 lăsăm. 1 ori 2 ori 3. Plus. Salutare, salutare. 2 ori 3, zicem, 2. 3, cât e minima?
Avem? Unu. Un singur minut. 2 la 3 pe lângă 4 minus 1. Da? Plus 3 ori 4 pe lângă 5 minus 2. 5 minus 2. 5 minus 2. Plus 100. 100. Ori 100 pe 1. Pe lângă 102. 102 minus 99. Și este 3 este egal cu 1 2 ori 3 plus 2 ori 3 ori 4. Deci fac paranteza. 2 ori 3 ori 4 minus 1 ori 2 ori 3. Dar nu e... Da. Minus 1 2 ori 3. Da. Plus 3 ori 4 ori 5. Minus 2 ori 3 ori 4. Plus puncte, puncte, plus 100 ori 101 ori 102 minus 99 ori 100 ori 101. Și iată, 2 ori 3 ori 4 cu 2 ori 3 ori 4 trebuie să fie undeva. 1 ori 2 ori 3, mă debat, 1 ori 2 ori 3 cu 1 ori 2 ori 3. 3 ori 4 rămân aici. Dar 3 ori 4... 2 ori 3 ori 4, 2 ori 3 ori 4, 2 ori 4 ori 5 în sfârșit rămâne acum 2 pe 2. Și ne dă în final 2 câte 2. Cred că dă ăsta de aici după ce îmi dau seama. Dar eu sunt stresat un pic acum din cauza timpului. Dar ne vezi tu un pic edificiu. Și el are acum calitatea asta de a se duce 2 câte 2, da? Deci am făcut sume aici la sinteza, da? Sume diverse. Diverse. Și foarte interesante. Ba mai mult, am avut și vizita asta, de când am luat timpul acela. Da. Am fost vizitați de o mămică și o fetiță. Mi-a dat așa o putere extraordinară. Văzând bucuria cea mamei și cu fetița ei, faptul că descoperise pe proful online și că au o șansă acum. Da. Continuăm imediat să oprim lecția.